Bun găsit, dragii noștri, în această frumoasă și binecuvântată zi de duminică, cea de-a cincea Apostolului Mare, numită și a Sfintei Maicii noastre, Maria Egipteancă. Este duminica care ne pune pe gânduri și ne amintește de pocăință, ne amintește de rugăciune cu osârdie, și totodată ne dă atâtea aripi și speranță că viața noastră poate fi îmbunătățită, că viața noastră poate avea un urcuș cu o singură condiție, ca omul să vrea, ca omul să conștientizeze că este păcătos, că are neajunsuri și totodată să ceară de la Dumnezeu ajutor, zicând: Doamne, ajută neputințelor mele pentru ca să mă ridic din această mocirlă a păcatelor și să aibă loc îndreptarea vieții. De unul singur omul nu se descurcă în veacul acesta, de aceea și este pus în această frumoasă și necesară corabie duhovnicească care este biserica. Nu, zadar, Sfinții Părinți zic că în afară de biserică nu putem să dobândim cu adevărat mântuirea, decât poate cu mici excepții. De aceea suntem într-o corabie sigură. Suntem într-un spațiu și într-un timp sacru aici, în Biserica lui Hristos, înțelegem că fiecare dintre noi este o mădulară aparte și fiecare are chemarea sa, menirea sa. Fiecare este o piuliță, poate neînsemnată dacă cumva o privește în afara trupului lui Hristos, dar foarte necesară și scumpă, pentru că tot ceea ce a făcut Dumnezeu, tot ceea ce vine de la El, nu este nici în plus, nu este nici zadarnic. Deci fiecare dintre noi are o chemare în viața aceasta, iar după îndemnul duminicii pe care am trăit-o a Sfântului Ioan Scăraru, ne dăm seama că dimisiunea vieții este sfințirea, desăvârșirea vieții. De altfel, aceasta este și porunca dintotdeauna a Domnului, care zice: fiți desăvârșiți, precum și Tatăl vostru cel din ceruri desăvârșit este. Și atunci vedem că suntem creați după chipul lui Dumnezeu și râvnim o permanentă asemănare cu Bunul Dumnezeu. Iar cât de frumos ar fi ca lumea să fie conștientă de această realitate, să se vadă pe sine din lăuntru și totodată să intuiască care sunt instrumentele puse la îndemână pentru ca omul să meargă spre această desăvârșire. Evident că, potrivit asceziei noastre creștine, nu putem să trecem așa ușor, ci totul este prin nevoință, cu multă trudă. Și lucrul acesta se întâmplă de la Adam încoace, care a călcat porunca dată de către Dumnezeu. Și dacă Adam a avut o singură poruncă, vedem că noi acest buchet de porunci pe care îl avem și cumva suntem conștienți de toate câte trebuie să le facem, tot nu le înfăptuim. Probabil că marea poruncă rămâne fi cea a dragostei. Iar dacă iubim sau dacă ajungem la iubire, la sigur că suntem în adevăr, suntem alături de Dumnezeu, suntem în lumină, suntem într-adevăr fiii lui Dumnezeu, pentru că Fiul lui Dumnezeu este Fiul luminii și Fiul dragostei. Ne dorim ca și noi, parcurgând viața Sfintei Mariei Egipteancă, pentru că în aceste zile tot ne-am amintit de viața acesteia, a unei femei căzute care mai bine de 17 ani a căutat niște plăceri trupești și probabil că noi nu doar acești 17 ani ai vieții, dar un segment mult mai lung al vieții căutăm niște plăceri. Suntem în goană după multe și mărunte, dar vedem că una trebuie să renunțăm la păcat. Iar ceea ce promitem lui Dumnezeu, și probabil că asta o facem de fiecare dată, de câte ori ne pomenim în scaunul pocăinței: Doamne, îți promitem că mai mult nu mai săvârșim acest păcat. Iar mulți ani la rând vin și repetă aceleși păcate. Unii vin și zic la spovedanie că: Părinte, săvârșesc toate păcatele afară de omor. Și zic: gândește-te, dragul sau draga mea, că poate prin fiecare păcat, poate atât din însemnat în ochii tăi, îl omori pe Dumnezeu din inima ta. Și atunci fiecare păcat, fiecare patimă înrădăcinată în noi este atentat la Dumnezeu.
este atentat la iubirea lui Dumnezeu, la dragostea și îmbrățișarea care vrea să ne-o facă Dumnezeu fiecare dintre noi. Și atunci vedem că problema nu este în Dumnezeu, atunci când ne pomenim în fel de fel de boli și necazuri, dar problema este în noi, în neascultarea noastră, în acea rebelitate pe care o manifestăm și în această îndepărtare, fugă de Dumnezeu, de realitate și de lumină. Și atunci când stai în întuneric, ești debusolat, nu mai știi încotro să o iei și cauți măcar un pâlpâit de lumânare, de candelă, care ți-ar arăta calea, adevărul și viața care nu este alta decât în Hristos. Ne bucurăm atunci când oamenii se trezesc la niște realități, asemenea Maria Egipteancă, care și-a văzut starea ei reală, și-a văzut păcătoșenia sa și dintr-o desfrânată a ajuns o bineplăcută fecioară duhovnicească în fața lui Dumnezeu, pentru că mai bine de 4 decenii a stat în pustiu și a plâns păcatele sale. Și atunci vedem că păcatul ne aruncă, ne duce într-un pustiu, la propriu și la figurat, pentru că suntem departe de Dumnezeu și suntem în această remușcare. Și ne este rușine să dăm ochii cu oamenii cărora le-am greșit. Ne este rușine să ridicăm chipurile noastre, mințile noastre spre Bunul Dumnezeu și să vedem această rază care vrea să treacă prin noi și să ne purifice. Există un singur leac, aceasta este lacrima de pocăință. Și doar omul care se pocăiește ajunge la această îndreptare vieții. Maria Egipteancă a înțeles acest lucru și s-a pocăit cu desăvârșire. Probabil că asta vrea și Dumnezeu de la noi. Să ne pocăim cu toată ființa noastră și să plângem atâtea păcatele noastre până când nu am simțit că de-a dreptul ne-am purificat și suntem gata să ne înălțăm la Bunul Dumnezeu. Vrem ca prin această duminică să urmeze o firească deșteptare în conștiința noastră. Să cerem lui Dumnezeu ca să dobândim acel ochi prin care ne-am vedea cele mai adânci ale sufletului nostru, locuri care sunt încântunecate. Să rugăm ca Dumnezeu să cerceteze cele mai adânci patimi care sunt rădăcinate în noi. Sunt unele stări păcătoase pe care le-am moștenit, pe care le-am intuit și la părinții noștri și vedem că avem acest buchet nefast de păcate și de patimi care ne încurcă să fim firești, să ne simțim liberi, să acționăm așa după cum ar trebui să acționăm în calitate de creștini drept-măritori. Suntem în Duminica Speranței că lumea se va pocăi de păcatele sale, că va ajunge să fie curată și îndreptată, iar lucrul acesta este imposibil fără de ajutorul Dumnezeu și fără de pocăință. Să alergăm în scaunul spovedaniei, să plecăm capetele noastre în fața lui Dumnezeu și sub epitrahilul preotului și să zicem: Doamne, dezleagă-mă și iartă-ne de toate fărădlegile pe care le-am săvârșit. Știu că sunt cel mai păcătos, știu că nu sunt vrednic să mă uit spre cer, dar stând ațintit cu privirea în jos, știu că ești deasupra mea, știu că mă iubești și aștepți îndreptarea vieții mele. Totodată dăm, Doamne, putere ca să pot depăși acest stări de neputință și să fiu numai și numai al Tău.